Salut, eu sunt Sherry și bine v-am regăsit, aminte-mă frumos, invitații noștri de astăzi, dragi prieteni, sunt Smără, Mira, Theo Rose și Revi Erekeș. Pentru prima dată pe canalul meu, bro, e o onoare să te am aici, e o onoare să vă am pe toți. Căpitanii echipelor de această dată sunt Costi și cu mine, pentru că Gami lipsește astăzi, că eu astăzi am un dublu rol. Sunt și moderator emisiunii, dar sunt și concurent în echipa din dreapta. Gami, sperăm să te întorci cât mai repede, aminte-mă frumos, însă până atunci eu mă bucur că este prima dată când sunt concurent și uitați cu cine mă rupt aici. Sunt cu Smără în echipa adversă, de asemenea este și cuplul Revi cu Mira și... Da, aici voiam să... No, nu ne-ați dat de ales, practic. Și ați rămas voi doi. Tată, e oficial. Acum, astăzi ai aflat. Ai presă. Da. Nu vorbiți și voi, în fine, hai, zici. Bun, știți deja care este mecanica acestui joc, știți deja că este jocul unde minciuna este mai importantă decât adevărul și talentul de a minți, de a vrăji, de a induce în eroare echipa cealaltă este ceea ce contează cel mai mult, fără să mai adăugăm altceva. Costi, prima poveste vreau să aud de la tine astăzi, ca în fiecare episod de altfel. Exact. Aproape în fiecare seară intru pe Instagramul unei fete de aici ca să văd dacă mai postat ceva. Ma. Păi spune-ne și nouă care-i fata aia în primul și în primul rând. Păi stai așa puțin, păi avem o singură variantă, tată. Că altfel vă supărați, acum vă certați. Este scandal. Un punct de vedere corect. Nu? Cine? Celelalte două fete de aici sunt împreună cu iubiți. Eu am fost băiatea. Băi, asta nu înseamnă că poate să aibă crush. Alex, mie nu mi-ai spus că vine și Levi. Opa. Câți followeri are? Foarte mulți. Zi. A trecut de 1 milion? Da. Mai exact, că dacă intri zilnic știi. Pe mine mă sac, că încă n-am trecut. Și pe mine, deci... Nu, dar a zis deja că e Mira. Dar zic câți followeri are. Bă, are mulți, 1 milion și ceva. Okay. Mi-e rușine să mă uit în ochii tăi. Fals. Ok, deci da. E vorba de Mira, vorbim de Mira, corect? Da. Și de ce intri pe Instagram-ul ei? Să văd dacă mai postat ceva. Păi, mai mult. Ce îți place mai mult din ce postează? Că ea postează multe chestii. Și a luat pisica acum, are că da, am mai văzut și niște TikTok-uri cu tine, Levi. Alea nu mi-au plăcut. Se uită la noi. Auzi că alea nu e ciudat. Alea nu mi-au plăcut, am spus, okay. Am subliniat. De ce? Aha. Cum de ce? De ce crezi că nu mi-au plăcut? Eu nu știu ce să te mai întreb. Mi se pare fascinantă povestea oricum. Da. Mai aveți întrebări? Nu. Dăm un verdict așa de rapid? Da, da. Bă, eu zic că e fals. Și eu zic că e fals, nu? Verdict final fals. Da? Păcat, sper că e adevărat. Bă, spre rușinea mea și chiar îmi pare rău. Nu cred. Nu, e fals. E fals. Stai că mi-a și mie un pic inima. Era un moment foarte ciudat dacă e adevărată povestea asta. Acum se termină. Era foarte ciudat. Îl vedem pentru prima dată în viața asta, cred că și în viața lui, pe Levi, nervos. Nu? Deci măcar și eu am văzut că s-a pus așa un pic, câți followeri și are, câți nu știu ce. Nu e bine, că aduce rici, adică pentru mine e ok. Bun, sunteți gata pentru povestea mea? Da. Când aveam 14 ani, m-am bătut cu un hater pe stradă în Craiova. De la ce v-ați luat? Păi ne-am luat de la faptul că era săi la bătaie random, eu nu-l cunoșteam. Tu adică te cunoșteai personal cu el? Nu, asta am spus că nu mă cunoșteam. Adică te-a văzut pe stradă, a zis, bă, Sherry, da. Vino cu acolo, una. Da, m-a Sherry văzut pe stradă. Postat? Nu am ripostat, am ripostat, dar nu pe moment. Adică am fugit, m-am întors cu niște prieteni mai mari și am ripostat atunci. Și ai încăsat tu bătaia sau el? Cred că mi-a scăpat un pumn în gură. Era mai mare ca tine? Era mai mare fizic, nu știu, la vârstă, dar era fizic, mă domina. Nu te-ai mai întâlnit cu el de atunci? Nu. Adică n-ai mai avut vreo nu. De asta? Îl chema Cății. Cății? Din Craiova? Cății din Craiova, da. Zi-mă, Smără, de Cății din Craiova, ai auzit? Nu știu nimic de Cății. Și mai trăiește Cății? Deci 14 ani, erai clasa 8-a sau erai la liceu? Eram clasa 8-a. Clasa 8-a încă, nu? Amândoi aceeași vârstă. Fii atent, eram clasa 7-a, treceam spre clasa 8-a. Amândoi aceeași vârstă? Nu știu ce vârstă avea, dar era aproape de vârstă cu mine, doar că fizic Cății era mai mare decât mine. Dar n-ați interacționat niciodată? N-am interacționat niciodată. Prima dată când am văzut a fost atunci când a sărit la bătaie. Random, așa. Am venit aici, bă, vină că vreau să-ți dau un capac. Mega random. Craiova. Da, mega random. Eu știu că oltenii-s nebuni oricum. Îmi spusese cineva în ziua respectivă, îmi spusese un alt băiat de acolo din Rovine, îmi spusese, bă, vezi că vrea să te bată Cății, că nu-i place de tine, că umpli pe aici. Zici, moră, ceva. Nu știu ce să zic, chiar nu știu ce să zic. De Cății. Mie îmi sună așa adevărată. Și zici că ți-a scăpat una, a? Mi-a scăpat una. Și pe aia l-ați bătut bine când v-ați întors mai mulți? Bă, când ne-am întors mai mulți,
i-am dat un pumn și atât. A fost prima, adică, ta nu. Bătaie? Gen, când ți-ai luat bătaie? Și ultima, sincer. Deci, vezi, ultima? E n-arcum decât să fie adevărată, că a fost numele și numele. A fost bravo, ultima mea bătaie, ultima. Bătaie, bătaie, da, ultima. Gen, bătaie, bătaie. Bravo, Smur. Nu știu ce să zic cu asta. Eu zic că a fost ultima. Am mai luat bătaie. Poate ai toate informații. Prima a fost sigur. Și cred că și ultima, da, în fine. Cății, da, așa ce chema. Ce ziceți? Stai, mă, cum să aflăm multe. Eu zic că e adevărat. Poate fi adevărată. Eu adică... zic că e falsă. Dar trebuie să ne... așa. Deci voi mergeți pe adevărat? Puteți că... să mai puneți întrebări dacă veți. Păi nu, ce să te mai întrebăm? S-a întâmplat la Craiova, cății, cății să îți dau... E o poveste destul de generală și de des întâlnită, adică... Da. Ai făcut ceva de la deranja pe cății sau doar că erai Shelly vloggerul? N-am făcut nimic care să deranjeze, n-aveam cum să fac ceva să deranjeze, că nu l-am mai văzusem până atunci. Și nici nu l-ai mai văzut. Bă, vezi că noi trăim într-o simulare și atunci când pățești o chestie de asta cu cineva, atunci dai ideea în continuu. Și tu zici că nu te-ai mai întâlnit cu cății, e dubios. Nu m-am mai întâlnit cu cății. Și n-ai mai avut cății nicio tangență cu el. Absolut cății, nicio tangență cu cății. Dar e dubios că eu nici nu l-am auzit vreodată pe el de acest cății. E prima dată în 4 ani când aud numele ăsta. Poate, mă rog, n-a vrut să spună chestia asta, da, că nu era o situație tocmai favorabilă pentru el. Nu-i fost rușine. Da. Eu zic că minte, că a zis și Levi argumentul ăla cu... Partea cu bătaia sună plauzibil. Partea cu cății, așa și că a fost și ultima bătaie, nu mai sună atât de plauzibil, nu știu. Deci... mie îmi sună un nume atât de stupid și atât de adevărat în același timp, sincer, adică... Ok. Acum ies din postura de invitat și intru în postura de moderator. Guys, e momentul să dați răspunsul final. Gata, acum sunt înapoi invitat. Spuneți, fetelor. Eu zic că e adevărat. Hai, Mira. Tu? Da, zic că e adevărat. Eu spun că e falsă, haide, smără. Dacă tu spui că e falsă, Mira spune că e adevărată, decizia finală e la tine, iubire. Ți-a zis și iubire ca să... Și frică. Acum e atâta presiune pe mine. Hai, adevărată. Răspuns final adevărată? Da. E adevărată. What the fuck? E adevărată, cății, dacă vezi asta... Da, n-are, n-are cum să fie real asta. Băi, asta, când ai auzit tu aia, am zis că ea e falsă, dacă ai zis aia. Bă, am povestit-o într-un vlog. Dar am povestit-o într-un vlog, nu un vlog de minciuni. Da, da. Iar chiar am povestit-o deci, într-un vlog. Că n-are cum să se întâmple așa ceva. Da, da. Tu credeai da. Că e fals? Da, și am vrut să-l susțin că e fals, ca să zic, ziceți voi că e adevărat. 100% adevărată povestea. Mama, și chiar nu cunoșteam înainte. Cum să te bată unul peste doar că ești vlogger? Mă jur, dar mă duc că sunt vlogger și că nu, că nu-i plăcea că omul pe acolo, prin cartier. Eu m-am gândit că te-ai bătut cu Abudi, că mi-ai zis tu odată ceva de Abudi și când am auzit cății... M-am bătut cu Abudi, dar Abudi, când m-am bătut cu Abudi, nu era bătaie, bătaie, așa. Da, când ai zis cății, în momentul ăla am zis, a, e falsă. Nu, sună un nume atât de... Așa, asta era porecrea lui, acum nu știu cum îl chema. Mergem mai departe la Mira, să auzim povestea. Oh, nu mă simt pregătită. Am fost la film horror cu un băiat care aproape a făcut pe el de frică. Aproape. Aproape. De unde mai... știi că aproape și nu sunt asta? Păi, na, să vedem. Păi nu l-am controlat. Nu l-am controlat. Nu, nici n-aș fi vrut să-l controlez, gen, ia să văd, frate, ce ai acolo. Câți ani aveai? Cât, da. Aveam 16 ani. Și el? El avea vreo 20. Oh. Întotdeauna. Acum... Cum e că întotdeauna? Păi ce vârste aveți? Nu așa. 27-27. Nu, când, întotdeauna când eram mică, pentru că eram mai matură, mă uitam după băieți mai mari. Am înțeles. Că nu puteam cu ăștia de vârsta mea să rezonez. Nu puteam, nu există. Nu. A, școala care a făcut părere de frică... Apare nici cu ăla, n-am rezonat. La ce film v-ați uitat? Cum se numește? Horror. Cum se numește? Zi un element din film. Nu știu, orice. Inima. Nu, amintire. Și era cu o vrăjitoare, care era o vrăjitoare care furase un copil abandonat, o, de asta, o demență, nu știu exact, okay. Nu mai țin minte că... A, știi pe TV. Da. Nu, că venisem în București, pentru că la televiziune nu există... Cristi. Și mai cum? Bă, Cristi! Nu știu! Nu știu, nu. Cristi, atâta. Ce ne poți spune despre Cristi, în afară că era fricos? Ce alte trăsături mai avea Cristi? Era înalt, că îmi plac băieții înalți. Okay. Era slăbuț, foarte slăbuț. Și de asta mi-am dat seama că a făcut pe el de frică, că la un moment dat era gagiu așa. Nu așa făcea. Eu nu puteam să fac de el, el făcea. Ce oraș era asta? Era sigur băiat? București. Da, era. M-am îndoit și eu după aia, dacă e băiat sau... La 16 ani ai venit la București ca să te întâlnești cu un băiat aici la film? Nu. Venisem la București pentru că am venit să trag niște piese la 16 ani. Și am stat aici și după care, na, vorbeam cu el pe cu cine High venit Five. Aici? Aveam High Five. Ai venit singur în București sau cu cineva? Da. Cu trenul. Păi dacă fratele meu a venit acum la 14 ani cu trenul, eu ce aveam la pe High Five? Da.
Și după aia ați mai fost împreună? Sau gen nu, nici nu erați împreună? Nu, cum să mai fim împreună? Nu. Voi ați ieșit la un date? Da, am ieșit o singură dată. Aia a fost prima și ultima dată? Da, da. Și m-am spălat că nici nu mi-a cumpărat popcorn. Poate n-avea bani. Da. Păi și atunci de ce mă invit la film? Pentru experiență. Ai de inimă. Be gentleman. Măcar un popcorn să-i la fata. Vii la 16 ani, ai de la un film. Tu 20, eu 16. Biletul la film ți l-a plătit? Da. Ok. Biletul la film. Bun. Bine, băi, nu știu. Vrei să dăm un verdict? Da. Da. Te ori, ai ceva? Gen, da, te da, ceva? Da, mă, e fals, mă. Deci că e fals? De ce? Da, fals, e fals, mă, de ce? De ce? E falsă. E falsă. Hai, verdict final fals. Stai. Verdictul nostru este, povestea este falsă. Sunt curioasă rău. Mi-ar fi plăcut să zic că e adevărat. E falsă, nu? Da. Perfect. Ce am nimerit-o? Eu mă pricep. Ce am nimerit-o? Revi, să auzim povestea ta. Poți să încep? Da. Trei fete tople s-au vrut să facă poză cu mine și cu Măruța. Cum? Trei fete topless. Unde? Au vrut să ieram la mare. Tu cu Măruță? Da. De unde până unde? De unde până unde, da. Păi, adică, ba da, de unde mare. Până unde tu la cu Măruță? La concert la Bigi Mafia. Ne-am dus la mare și ne-am dus la alergat. Și fetele și le-au alergat, așa? Au venit trei fete și a zis, haideți să faceți poze cu noi. Ele așa dezbrăcate? Da. Unde? În ce stație? Nu știu unde, ce să spun eu. Nu mă pricep. La nudiști. Inimă. Goale, da. Și dar, nu era la nudiști, nu? Adică nu, era în într-o zonă normală. Ce vârstă avea? Și alergau? Ele alergau? Nu. Erau între 20 și 30. Bine. Erau bine, da. Ce înseamnă că erau bine? Că bine, da. Aia, mișto. Ai! Băi. Cineva a pus gândul rău pe bilețele pentru voi. Erau mari? De asta e măruță. Da. Ce reacție a avut? Portocale, corect. Ce reacție a avut? Ne-am dus să facem poze. Da, și n-au apărut nimic în pozele alea? Păi am zis eu să nu facem așa, să-și pun hainele. Și-au pus hainele, am făcut poză și ne-am dus în continuare la alergat. Ne-am continuat ruta. Deci Măruța ar fi vrut să facă poză așa? Da. El cu copilul acasă, dar se întâmplă nu asta. Cred că în cele din urmă, adică a zis ok, dar în cele din urmă nu cred că ar fi acceptat. Pentru că e ciudat să apare în... Da, nu știu. Da, cum ar fi fost? Da. Ce părere aveți? Da, ba... eu am șoc. Eu vizualizez. Nu, întrebarea mea e dacă alergau și ele după voi, că îmi imaginez... Nu, n-alergau. Ce bine că... Și-au venit așa liniștite, nu? V-au văzut alergând și au venit frumos așa, pac, pac. Păi alergau nu poți să ne oprim. Nu mai interoga. Eu nu cred. Asta nu zice asta. Eu nu pot să-mi imaginez chestia asta, cum venea. Tu alergai cu Măruță și au venit trei dezbrăcate, hai să facem poză. Păi n-au venit. Gen, s-au văzut și că tu alergi, ele sunt statice, nu pot să... Să vină așa încet. Exact. Dacă ar fi alergat. Dar, dacă erai doar tu, mergea, dar cu Măruță... Păi... Eram amândoi. Tot respectul meu, domnul Cătălin Măruță, da. Păi, acum cât timp? 2017. Aha. Deci am văzut perechile de țâțe, zice, în 2017. Mai aveți întrebări sau...? Da. Perechea. Nu. Mai aveți întrebări? Vrei să dați un verdict? Da. Ok, sunt foarte curios ce crede Mira despre această poveste. Eu zic că e fals. Costi? Dacă îmi spuneai că erai singur, te credeam. Acum Măruță? Fals. Păi da, de ce? Că, nu, stai puțin, asta cu Măruță, păi, na, ei au stat mult timp. Da, dar să vină fetele alea la Măruță. Da, exact, despre asta e vorba. Da. Dar Măruță ce are? Da, că așa am nu știu, mă, aiurea copii acasă. Păi dar nu el a făcut, nu el a vrut să facă poze cu ele. Da, el a vrut. Intenția lor, nu, da, nu cred. Cine ai mai văzut femei care se duc cu bărbați însurați? Știu eu multe. Deci... Verdictul este că povestea lui Revi e falsă. Da. Verdictul vostru. Da. Răspuns final e falsă. Ba da, ps, e adevărată. Oh, shit. Nu cred. Bă, eram sigur că e adevărată. Eram sigur că e adevărată. Bun. Na. Ce? Eu eram sigur că e adevărată. Bravo, Măruță. Inima e pe bune? Respectele mele, domnul Cătălin. Tu suflet, eu înseamnă că nu te cunosc, că puteam să zic că ți-a fugit bunstața. Așa am zis, mamă, minte, uite. Povești mult mai tare, am putut să le spun. Că le știi pe răsul, dar asta a fost o poveste interesantă pe care nu știi. Oameni, și-au venit dezbrăcate la... La fetea aia, nu? Nu chiar i-a fost așa, weird. Deci eu am crezut... După că și pe Cătălin, fetelor! Fiindcă, odată ești cu Cătălin, sunt prieteni buni. Și asta știi, asta e clar. Doi, am și văzut prin multe poze pe la mare. Voi aveți o chestie, mergeți cel puțin o dată pe an, cred că mergeți la mare, nu? Cam așa. Am fost, da, cam așa. Cam așa, merg o dată pe an la mare. Iar asta cu fete topless... Pățești. La mare? Da, era mai ciudat la munte, sincer. Dar nu știu,
Eu am fost la mare de nu știu câte ori și nu mi s-a întâmplat să văd așa fete topless. Păi dar poate nu veneau la tine, nu te căutau pe tine. Da, să le văd, să le văd, să da. Se ducă la Shelly. Hai să auzim smoră povestea ta. Sunt tare curios ce poveste ai, mama mea. Momentul adevărului. Mamă. Ce m-a interesat moment de la minte, mă, frumos pentru mine de până acum. Ca să mă salveze de bătaie, mama unei prietene era să intre cu mașina în piscină. What the fuck? Ce? Niciuna m-a înțeles asta. Stai un pic, hai să o luăm pe pași. Deci, ca să te salveze de la o bătaie, da? Te-ai certat cu cineva și urma să vă bateți sau urma să ții bătaie? Urma să-mi iau bătaie de la niște fete. De ce? Nu știu, nici până ziua de astăzi n-am aflat răspunsul. Care după cum vedeți, în Craiova nu trebuie să există un motiv pentru bătaie. Unde erai? O chestie de sport, de antrenament. La o petrecere la piscină. Erau și ele de acolo sau erau din extern? Era ziua cuiva și erau și ele invitate. Și câte n-aveau? De vârst, nu, de vârsta mea, cu un an mai mari. Ok. Și mama, mama prietenii tale, de unde a aflat că urma să ții bătaie? Eu trebuia să dorm la prietena asta mea și ea trebuia să vină să ne ia ca să ne ia acasă și noi n-am mai ajuns la mașină și a intrat peste noi. Cu mașina în curte, da. Aproape în piscină? Da. Cum o cheamă pe prietena asta ta, a cărei mama a venit să intre cu mașina în piscină? Gloria. Cum? Gloria. Nu, e minciună, da. S-a uitat așa. Da? Da, hai să vedem continuare. De ce era să intre în piscină? Pentru că noi n-am mai putut să ieșim, că eu urma să fiu bătut, efectiv stătea una cu sticla deasupra capului meu. Și a venit un băiat și o ținea, vă zic. Deci pe bune, vă zic. Erai în favelele braziliene. Credeți-mă. Erai cu Shelly pe vremea aia? Nu. Mama, așa mici și chilărițe? Că voi sunteți de mult împreună. Ce sticlă aveam? Era asta între a 9 și a 10, da, în vara aia. Ce sticlă aveam mână? Levi, nu mai știu, una de bere, parcă. Era sticlă de sticlă, nu era o sticlă de asta de plastic. Și a vrut să-ți dea cu sticlă în cap. Și mama prietenei tale, până a intrat cu mașina în curte sau n-a mai intrat? Da. Și a trecut prin poartă sau era poarta deschisă? Băi, frate, era o curte. Ok, era o curte, așa. Și era o poartă. Și era o poartă, care era închisă sau deschisă, poarta? Nu știu, că nu eram la poartă în momentul ăla, noi n-am ajuns la poartă. Ea, efectiv, a venit până la piscină. Ok. Și ce grup de fete voia să te bată? Câte fete erau? Nu contează. Erau câteva. Nu contează. Răspunsul ăsta, aminte-mă frumos, nu contează. Eu nu am mai primit până acum, smoră, te anunț. Să apară puțin prezentatorul să zică că trebuie să... Te anunț, stați, că mă fac prezentator. Nu există așa ceva. Deci nu există așa ceva. Ce e asta? Nu contează. Câte fete erau? Câte îți spun, dar nu spun cine nu mai spune, trebuie să dai nume pe nume. Câte erau? 5-6. 5-6 fete. Da. Toate azuri pe tine. Așa, adică unele erau mai mici, altele erau mai mari, mai puternici, așa. Cum de era să intre în piscină? Care era povestea? Cum de era să intre în piscină cu mașina? Voia să dea peste voi sau care era? Era, efectiv, a venit până lângă piscină ca să ne ia de acolo. Nu era să cadă cu mașina. Ce-a făcut mama? V-a împăcat? Poftim? Ce-a făcut mama? A coborât? Ne-a luat, efectiv. Ne-au dus băieții, pe mine și pe fata aia, până la ușa mașinii și ne-au băgat în mașină și am plecat. Aha. Și ele erau după noi. Dădeau cu picioarele. De-aia cum și-a dat seama că... Nu, noi. De-aia cum și-a dat seama că urmează să-ți iei bătaia acolo? Adică imediat era agitație? Da, imediat când s-a format agitația și așa s-a dus vonul, că știți cum e la o bătaie. Fata asta i-a dat mesaj, ea a venit imediat să ne ia și asta a fost. A avut timp să-i dea și mesaj. Dar ce contează? Un Range Rover. Nu zic că e suficient, ce număr purta la sandale? Bă, știu că a fost o întâmplare în Craiova cu ea și niște fete, dar eu nu mi-aduc aminte personal de asta. Nu spun că e farsă neapărat, dar nu mi-aduc aminte să fi auzit povestea asta cu mașina în piscină. Așa că eu cred că e farsă. Și eu zic la fel. Și eu zice că e falsă. Mă lăsă dea cu picioarele mașină, în mașină era mama unei fete, adică eu să fiu mama unei fete, ieșeam și le luam pe toate și ea le zbura pe acolo, ia ieșiți păi fetelor de aici, nu? Mergem pe fals, nu? Da. Cum? Deci falsă, da? Verdictul final e fals. Ați pierdut un punct, e adevărat. Nu te cred! Băi, mama lui Gloria, băi, ce nume trebuie? Băi, Gloria! A fost o bătaie diferită de bătaia de care știu eu? Care, de care știi? Te-ai bătut mai mult ca el? Și cum era să intre în piscină cu mașina? Da, interesantă poveste, deci așa cum v-am zis, în Craiova, bătaia nu te să aibă neapărat un motiv. Adică dacă nu e motiv, inventăm. Știi cum e? E sport. E, da. Bun, mergând mai departe, Teo, sunt tare curios ce poveste ai. La 2 ani am urcat singură în podul casei și mama a crezut că m-au ajutat sfinții. Stai, cum adică? Doar am văzut întrebări, dar mi-a scăpat așa, da. Că e povestea prea păi nebună. Era podul foarte sus sau de ce? Da.
Păi urcat, bine, la 2 ani ești mic. Am urcat pe o scară care avea 3 metri. 3 metri? La 2 ani. Scară de aia din lemn, nu vă gândiți că era scară de aia așa cu trepte, era de aia din lemn pe care chiar te-a ajutat Sfinția, m-a antrenat aici. Tu ai amintirea asta sau ți-au povestit-o părinții? Mi-a povestit-o, ce să-mi amintesc eu. Păi și neamă, dacă te întrebă în detalii, tu cum o să știi să ne le zici? Păi mi-a povestit mama cu detalii, îți dau toate detaliile pe care mi-a dat și mama. Te-a, adică gen, te-a căutat nu, mult mama, timp? Cum mama întindea haine în podul casei. A, și gen, tu te-ai dus după ea? Și eu m-am dus după ea. Și faza, mă rog, trebuie să mai puneți întrebări, dar faza e că am și sărit un gărduț după ce am urcat treptele alea ale scării. Am și sărit un fel de gărduleț din ăsta până în pod. A doi ani. Ca să ajung. Da, mă, da. Doi ani. Da. Băi, la un an încep să mergi oricum, adică da, e plauzibil, da, merge. Da, să urci chiar bărbătește așa. Da, da. 3 metri. Și cum a crezut că te-a urcat Sfinții? Faza e că s-a întâmplat asta în postul Paștelui. Nu, s-a întâmplat asta în preajma zilei de Sfânta Teodora de la Sihla. Al cărei nume-l port și mama, asta mi-a spus, cred că numai un înger, numai Sfânta Teodora putea să te urce, că n-aveai cum să ajungi singur aici. L-a strigat pe tata, ea a crezut în prima fază că i s-a făcut o farsă, știi, că tata m-ar fi urcat acolo în pod. Vă dați seama, te auzi mică, era așa, fii tare astea și vine Sfânta Teodora, haide mă, pe ce? Oricum am fost un copil, na. Culcă în ciuce aici, astea. Era așa un copil ager, de fel? Da. Mai liniștit, tot am crescut la țară, îți dai seama că am făcut o fel de chestii. Bă, eu nu mai am nevoie de detalii, voi, nici fetelor? Nici eu. Eu zic că e adevărat. Și eu zic că e adevărat. Bă, dar ce-o cu final, povestea adevărată? Da. Ăsta este verdictul vostru final. Da. M-a convins cu Sfânta Teodora de la Teo. Da, mă, e adevărat. E adevărat, om. Moftic. Da, păi e adevărată. Păi e adevărată. Trebuia să o faci mai falsă, povestea asta, să pară mai falsă. Da, am fost mândră că am avut atâtea detalii. De data, știi? M-am bucurat și... Da, da, din parcă ziceai din bucurie, ziceai cu mândrie și atât. Paiurea, mai bine. Eu chiar m-am gândit că parcă prea le zicea așa, știi? Parcă voiai să le pui pe tavă și mi-am zis, mamă, vrea să ne ducă în partea cealaltă, știi? Să ne ducă în eroare. Da, mă, nu m-am priceput. Interesant, interesant. Mergem mai departe, dragilor, este rândul meu să spun povestea. Când eram clasa 5-a, spărgeam în școala mea conturi de Facebook pe 50 de lei. Pare ceva ce ar face el, da. Da, ce ni faci, făcea de asta, era pe calculatoare. Acum hai să începem cu întrebările. Da, deci noi știm, dar hai să ne asigurăm. Așa. Deci, și cine îți plătea? Care a fost primul client? Da, cum a început afacerea? Afacerea asta a început, evident, cu o fată, că cine putea să aibă asemenea dorințe, care vrea să spargă contul altei fete. Adică ce vrei să zici? Că fetele sunt mai interesate de bârfe. Și stai puțin, tu ai luat 50 de lei de la o fată? Wow! Da! Cum pentru acest serviciu, deci, care, se 50 apropo, de lei la un super preț, super ieftin, by the way, pentru acest serviciu. Era așa greu de făcut? Da, era adică nu putea oricine, nu, eu nu cunoșteam pe cineva în școala mea care să facă asta, da? Dar ca tu idee. Cum ai aflat să faci asta? Cum ai făcut? Eu când eram mic, eram pe programare și pe astea. Da, asta. No, ce bine, și atunci să nu cred. E posibil să fie o minciună acolo, poate n-a luat bani. Asta mă gândesc, poate nu la bani. Dar eu văd, să luați, cum să nu facă bani? Luat, mă, dar 50 de lei în a 5-a, cine îți dă 50 de lei în a 5-a? E cam greu de crezut. Cine, păi nu? Când vine vorba de... Nu, scuzați-mă, nu știu unde ați fost noi, voi. Nu, noi am fost amărâți, da, ăștia la da. Nu știu cum a fost la voi, 50 de lei dădeam la majorate. Da, da. Bă, vă spun că pentru mine 50 pentru mine. Așa făceai, bă. 50 de lei era majoratul, se știa. Am prins cu 30, în fine, ziceți. Pentru mine 50 de lei nu era nici o sumă mică, nici una mare. Dar mi se pare o sumă corectă pentru serviciul ăsta. Era ceva greu. Și chiar spărgeai pe bune, gen? Da, făceam. Da, dădeam omului care plătea, dădeam userul și parola. Și intra în contul respectivului. Câți clienți ai avut și cum s-a terminat afacerea? Am avut 2 clienți. 100 de lei ai făcut. Da. Milion. 2 clienți și atât. Da. Doar 2 persoane? Doar 2. Și cum te-ai oprit? Sau nu n-a mai fost cerere? N-a mai fost nici cerere și nu am mai simțit eu să fac asta. Adică n-ai mai dat zvon, că bă, haideți că am nevoie de bani. Da, nu, da. Mamă. Până la urmă nu e ceva ok. Dar nu? Tu ai zis, bă, dacă vrei, spar contul ăla pe 50 de lei sau ți-ai zis, bă, Shelly, mă ajungi și pe mine, uite, îți dau 50 de lei dacă îi spar și contul lui Mihaela. A fost prima dată a pornit o discuție, bă, poți să, bă, știi că eu pot să fac asta, că nu știu ce, a, să mă tu, păi ia, spargești tu contul ăsta și eu 50 de lei, dacă. E adevărat 100%. Da? 100%. Eu așa zic. Zici tu că e adevărat? Da. 100% ai cerut bani. N-avei cum, trebuia să fii binițar un pic. Mă gândesc că el la Craiova acolo. El a făcut se asta întâmplă lucruri.
Da, nu știu unde ați copilării voi 50 de lei clasa 5-a în tabără de dea. Dar stai, mă! Bă, da, chiar așa, mă! Mă, acum cât timp? 2010. Cream clasa 5-a... 2000? Nu, 2013. 2013? Hai de voi, 2013. Cât era, mă, alocația? 40 de lei. Maxim. Foarte bine, să-i seama, a păstrat alocația și a dat-o lui Shelly. Și-a mai făcut roșii de 10 lei. Greu, dacă mă întreb pe mine. Bine, într-adevăr, în clasa 5-a... Asta zic, eu cred că îi dai 50 de lei. Aveau, erau, aveau părinții bani la copii, știai de aici? Școala în care eram era o școală destul de bună din Craiova și erau și copii cu bani, dar erau și copii fără posibilități. Dar nu era o școală de asta de cartier, era o școală mai centrală, într-adevăr. Școala mai centrală. Mă, nu e în centru, dar e școala 22 care era Pușkin acolo, adică nu e nici la... Nu e, nu e școala de cartier, nu era Minera 37 în Răpuș. Era Eliade, e șmecheră școala. Da, de cartier, dar sunt copii buni și profesori buni, de asta s-a făcut cunoscută, dar e de cartier. E șmecheră școala. E de cartier șmecher. Adică, na, nu cred că asta e important acum. Cum e școala aceea, dar cum îi chema pe aia de ți-au dat banii să spargi contul, smără fiat. Nu mai știu. Nu era, a fost prima erau combinație. Doar din școală și atât, nu erau din școală, mai mari, nu vrea să spun. Mai mari sau mai mici erau? Nu, erau de seamă cu mine, era cred, de seamă cu mine sau un an mai mare. Și la când a venit al doilea ți-a zis, bă, am auzit că ai făcut aia, mă rezolv școlă. Da, mă, e adevărat. Ce eu zic, e adevărat? E adevărat, e adevărat, te citesc, te văd. Credeți ce vezi, fraților? Lua 50 de lei, dar mai bine îți mără să ia 50 de lei de la o fată decât să-i dea 50 de lei la o fată, ai înțeles? Mult mai bine așa, sincer, punctul meu de vedere. Da, bine, doar asta m-a pus pe gânduri, că nu, nu cred că ai fi luat 50 de lei de la ea. Ce-ai făcut cu milionul ăla? Ce-ai făcut da. Cu milionul ăla? Nu mai știu ce-am făcut cu milionul ăla. L-am pus la sertar. Aveam mulți bani la sertar când eram mic. De ce? Îmi dădeau bunicii, știu că n-ai legătură cu întrebarea, dar... Da, acum ai puțin. Bunicii mei, bunicii mei îmi voiau să-mi motivez să merg la concursuri de-astea școlare și au făcut o regulă că îmi dau 100 de lei pentru fiecare concurs la care iau peste 90 de puncte sau ceva și mergeam la toate astea, Euclid, Năstăsescu, de-astea de matematică. Smart. Smart, alea, toate alea. Ce smart? Ăla mă, cu revista aia. Mașina aia, mă, nu știu. Nu știu, ăla nu mă duceam. Da, verdictul? Bun, verdictul, aveți un verdict pentru mine? Eu zic că e adevărat. Merg cu voi, fetelor. Eu sunt încă indecis, dar spunem că adevărat. Este adevărat. Verdict final adevărat? Da, haide zi. Fraților și surorilor... E adevărat. Aveți mare dreptate, e adevărată. Bă, ce mamă, aș fi zis că e fals. Eu știam asta și nu l-ai văzut în stare. Nu poți să spargi o parolă de Facebook. A, și ai încercat să faci să pară că e falsă și țineai așa de pe... Nu poți. Poți doar să intri în browser, să vezi cum a salvat omul respectiv și să din parole salvate să le scoți. Se putea revii atunci. Acum e mult mai greu să faci asta. Se putea, se chema... Zic și cum oricum metoda nu mai poate fi folosită. Acum se chema phishing. Adică sigur știi ce e phishing. Basically făceam un fel următor, mega simplu. Intrai pe pagina de login de la facebook.com, da? Pagina aia de logare, da? Dădeai save la pagină, control S, da? Salvai pagina aia, te duceai pe un hosting de ăsta gratuit. Și trimiteai și îl da, da, da. Și în spate paginii ăreia descărcai o chestie, un PHP, un script micuț, că nu știam, nici nu scrieam eu singur scriptul ăla, care de fiecare dată când omul intra pe pagina fake de logare Facebook, stoca datele într-un document. Și trimiteai link-ul să intre acolo? Da, și mă băgam în seamă cu persoana, ce faci, mă, nu știu ce. Bă, ia uite, mă, video-ul ăsta cu tine, ia uite, te-au postat ăștia. Sau, bă, tu ai văzut ăla ce, nu știu da, ce, poate, vă, orice vă jeară. Și... Ia uite link-ul, să vezi. Nu am mai făcut asta, odată că n-am mai vrut, dar doi și pentru că, odată Google Chrome browser-ul a început să nu mai permită, deci când intrai pe pagină îți dea un mare warning, this may be phishing, nu știu ce, odată unul rămâne și efectiv nu te mai lăsa să intri pe pagină decât dacă dădeai 3 butoane ca să poți să intri. Și la un moment dat până și Facebook Messenger bloca acele link-uri. Pentru că erau, eu nu aveam bani de domeniu, nu cumpăram un hosting cu bani. Eu luam hosting-ul ăla gratuit de pe un site, se numea 00 Web Host. Așa se numea, costa 0 lei hosting-ul. Băi, ce drag de copil, băi, da, băi, mă, mi-a povestit mie multe mânării de-astea. Dar știi ce am făcut odată? Pe lângă cele două conturi pe care am spart pe bani, am spart unul și pentru mine. Vă zic și de ce. Știi pe negrire, la mare? M-a luat pe sus într-o pauză. Bă, m-a luat pe sus așa. Și unii de la DEA au filmat când m-a luat pe sus. Și m-au pus pe Facebook, gen video cu mine luat pe sus. Filmarea îi spar contul. Și am șterge filmarea, nu voia să șteargă filmarea. Așa că i-am spart contul și am șters filmarea. Eu postam și ceva, sunt bulangiu. Mă jur. Da. Da. Alen, bravo, atunci. Mamă, ce tare, da, ai în clasa 5-a. Mi-e și frică să mă cer cu ăsta, că mi-intră în Nu mai fac, mă, de-astea acum. Deci, da,
ați nimerit-o pe asta. Eu mă așteptam să nu o nimeriți. Mă așteptam să vă gândiți, haide bă, Shiri, chiar avea astfel de preocupări acum. Mamă, te-am citit din prima, am simțit. M-ai citit, nu? Da. Eu știam asta că spărgeai conturi, dar nu mi-ai zis că luai bani și m-am gândit, a, asta e informație. Nu, luam bani. Și eu am bani. La fel, da. Inima, n-ai avut dileme că puteți, e foarte greu să spun, mai ales dacă ai step 2 și toate astea, imposibil. Nu exista să... atunci step 2. Nu, nu se existe acum, pe bune. Sunt oameni în ziua de astăzi care n-au step 2. Bun, mergem mai departe. Mira, stare curios de povestea ta. Când eram mică, mă duceam în cimitir să-mi fac poze. Ce? În cimitir? Dar de ce făceai așa? Era o vreme, se numea emo. Am trecut și eu prin aia, dar nu m-am dus până în cimitir, adică n-am îndrăznit. Stai departe de... Și mergeai noaptea? Nu. A, ziua, pe da, stai așa că ziua... Chiar cu eu nu erau telefonele atât de performante. Da, chiar așa. Făceai cu telefonul sau aveai cameră de aia foto mică? Telefonul. Cu retrica, cu aia, cu ce făceai? Aveam un telefon de la piscină. Ah, ok. A, și era cameră de aia pătrățoasă, așa, nu? VGA. Că așa cum ai zis mama, care are telefon VGA, că așa e de facă. Și-ți făcuse-i freză din aia de emo? Da. Da. Și cum arăta aia, că descrie neprezuri? Efectiv, am avut niște țepe aici, în vârful capului. Și aici mai lung era părul din. Wow. Ok. Și poza așa pe cruce de aia. Nu, mă, nu pe cruce. Se vedeau crucele în spate, stăteam gen, oarecum pe gard, așa stăteam. Și cum pozai? Pozai așa în poze, așa gen... Nu mai știu exact cum stăteam, nu știu, stăteam așa gen... Erau niște poziții de-astea. Nu stai drepți? Nu, erau niște poziții de-astea, mai, stăteai așa mai lăsat, mai nu știu. Chiar erau niște poziții atunci. Mai... Ce muzică ascultai în perioada ta, emo? Manele. Nu cred. Zi fără mișto. Nu, că mai există ocazuri, nu, adică... Nu, serios, ascultam pop rock, ascultam gen Avril Lavigne, ascultam și manele, că se ascultau la Scara Blocului o grămadă, nu știam toate manelele de la Scara Blocului și le ascultam chiar dacă că emo eram doar așa, ca look. Atât. Era suflet tot manele, adică... La suflet mergeau de toate. Și cât timp a durat faza asta a ta, emo? Nu mai știu. Nu, dar nu mult. Dar câți ani aveai atunci? Nu mai știu, serios. Dar gen, erau 12 sau erau 16? Gen. Ce? Fața mea când mint. Nu, chiar nu mai știu, serios, cred că aveam 14 ani. Nu, aveam mai puțin. Nu eram la liceu, gen, eram în generală. Până generală, nu știu. Și cât de des mergeai la cimitir? Gen, ai mers odată de două nu, sau mergeai frecvent? Era regulă? Nu, am mers odată. Odată, o singură dată. Odată că după aia m-a prins mama și m-a bătut. Te-a bătut că ți-ai făcut poze în cimitir? A, păi tu nu ți-ai bate copilul dacă îi dau o palmă la cruie, îi zice, bă, cum adică îți vrei să faci poze în cimitir? Dar cum te-a prins că îți făceai poze în cimitir? Te-a dat cineva în gât? Sau te-a prins da, ea la cimitir? Vecină, i-a zis o vecină. Doamne, vedeți că Mira merge la cimitir. De pe fereastru s-a uitat femeia, a ieșit pe balcon, m-a văzut. Dar ce, aveați cimitirul în spatele blocului? Da, dar nu la noi, nu la mine, la vecini. Da, ia cimitirul acolo în cartier, la voi. Da, am înțeles. Da, stai seama, să ai muncit toată viața ta să câștigi o pâine, ai murit și vine Mira să-și facă poza acolo. Vă pup! Da, toți ești morți după mine. Ce zici în eu? Da, toți morți după mine, da. Bă. Mă gândesc. Te gândești? Revis, curios care-i figur tău, eu zic că... Nu că... Ce? Sunt așa, parcă știu cea din poveste, parcă nu. Se ia că o fi adevărat. Nu știu. Eu aș merge pe adevărat la povestea asta. Da? Ce bine. Teo? Băi, aș merge pe fals. Aș merge pe adevărat la povestea asta. I-aș merge pe fals. E vorba despre faza cu cimitirul. Ea e posibil să fi trecut prin faza aia emo, pentru că am trecut și eu prin ea. De acord, povestea cu cimitirul. Dar nu cred că s-a dus în cimitir să facă poze. Eu zic că e adevărată, dar n-am comentat că nu parcă știu ceva din memorie, dar... Ok, deci tu zici că e adevărată, eu zic că e adevărată, te zice că e falsă. Hai, asta ne duce un verdict final adevărat. Mai vrei să schimbați ceva? Eu aș mai întreba, dar chiar nu mai știu ce. E adevărat. Mergem pe adevărat. Da. Mira? Din păcate... E adevărat. Din păcate e adevărat. Da. Serios! Dar știi că te-ai dus să faci poză în cimitir? Pe jumate știam asta. Ai văzut, bă, când am zis că eu cred că e adevărată? Dar. Și a zis, da, ce mă, bine, am fost nebună, ca și mă, cum frate. Vrăjeagă, m-am dus, da. M-am dus și în baie, deci m-a văzut o colegă, i-a plăcut foarte mult freza mea
Și am tuns-o în baie la școală. Mamă. Și am tuns-o cu țep și m-am ofticat că ei a ieșit mai bine decât mine. Da. Și că mai există. Cu gen calotă de aia așa în spate, nu? Că se purta părul mai scurt așa și pe dedesubt era mai lung. Și la noi în Craiova a fost vremea cu emo, dar la noi în Craiova asta cu tunsul se întâmpla, dar nu cu voia acelui tuns. Adică mai erau tunsi. Nu mi-amintesc că asta poate la tine. Dar nu cu acordul lor. Da, te prindeau și te tundeau direct. Adică te mai prindeau și... Serios? N-am pățit niciodată, dar mai au povești. Mă, dar unde a stat? Mai au povești, bă. Favele, direct. O poveste era sigur cu asta. Eu n-am auzit niciodată. Revi, e timpul să auzim povestea ta, frate. Eram cu Uzi pe plajă când a agățat prietenele unor băieți. Îți zic și versul, dacă vrei. Era o gașcă și a zis, voi plecați, voi stați. Și ele au rămas? Așa. Au vrut, dar... Na. Ce? Erau băieți acolo. Adică și... au vrut și... Nu în mod special au vrut, dar nici nu le-a părut extraordinar de rău. Că au rămas sau că au plecat? Că trebuie să se care. Că era ciudat. Bă, îți fură Uzi gagica, nu ți-o fură oricine, știi ce zic? Eu nu înțeleg, au rămas sau au plecat? Au plecat, dar știi cum pleci cu 20% dorință de a rămâne. Și el ce a zis? S-a dus la ele și la ei, că erau. Bine, ei. A fost așa o glumă, a zis, am trecut pe lângă ei și a zis, voi acum plecați, ele rămân, n-a fost o... Și ele au rămas, ei s-au tirat, ei s-au noroc cu Uzi? N-au rămas, au plecat toți. A, au plecat, da. Mă, dar fetele, cred că n-au plecat, se uitau așa, știi? Cu gândul la Uzi. Uzi, da. Știți interviul ăla cu Duzi, că fetele a două, vreau să le bastea mică. Da. Uzi. Iar eu eram copil și eram foarte speriat, să nu mi-o bătaie. De ai speriat? Da. Erau mari? Păi erau de între, nu știu, 30 și 40 de ani și erau mai mulți, deci puteam să mi-o cam iau. Ce? Erai cu Uzi. Și tu câți ani aveai? Cred că 14-15. Unde se întâmpla, unde era concertul ăsta? Costinești. Sună plauzibil. Nu, este adevărat 100% la mega discoteca. Da. Eu n-am mai am întrebări, mai aveți nici întrebări? Nici eu n-am, chiar n-am. Eu aș avea întrebări, dar nu sunt din echipa voastră ca să le pun, așa că... Pune-le dacă vrei, că nu ne schimbă răspunsul. Nu, lăsați, nu vreau să vă ajut. Că... Și Uzi ce a făcut după? Nimic, ne-am plecat în continuare, n-a fost nimic. Uzi era beat? Nu. Dar băuse sticla aia de whisky. Care? Aia, Uzi din protocol. Uzi la fiecare concert. Nu, eram ziua, nu eram... Era ziua înainte. Aaa, am văzut după concert, ok. Și după aia ce ați făcut? Fetele nu au rămas? Au plecat, ne-am primat în continuare. Nu mai găsim altul. Și era kind of o glumă, adică nu era ceva gen chiar pe bun. Era așa, o caterincă de-a lui. Eu aș întrerupe un pic acest video să filmez puțin echipa care se luptă și e stragă la aici. A trecut un avion adineaori pe lângă mine. Băi, de ce erau acolo? Bun, deci, întrebări? Eu nu mai am întrebări scris, sunt asta adevărată. Serios? Da. Vedic final serios. Adevărat? Da. Adevărat. Vedictul vostru final e adevărat, da? Adevărat, da. Revi. Eu am crezut că o să ziceți că e fals, adevărat. Nu, e Uzi, frate, mai convins. Da, chiar era să... Dacă începe și a bătut pe gagici, lumea și-a rămas cu ele, tot te credeam. Smăra, hai să vedem pe cine ai mai băgat în comă. Am petrecut o noapte în gara din Milano într-un camion al armatei italiene. What? Cum? De ce? Că am omorât doi băieți. Pierdusem un zbor. Așa? Aveam escală în Milano. Și am pierdut zborul din Milano mai departe. Și Milano, când pierzi zborul, ai 6 stele, ca pe GTA. Care era destinația finală? București. De ce n-ai dormit în alt loc? De ce ai dormit în camion? Păi, deci zborul, primul nostru zbor a avut întârziere. Și de asta am pierdut zborul următor. Okay. Și nu mai avea sens până la celălalt zbor pe care trebuia să-l luăm. Nu mai avea sens să ne cazăm. Și de ce n-a stat în aeroport? Pentru că nu am prins un autobuz către aeroport. Păi stai, tu nu aveai un zbor care te conecta, nu aveai, deci tu ai zis că aveai o escală acolo. Da. Și deci erai în aeroport. A fost escala prea scurtă. Ok, și cum ai ajuns în gară? Păi de acolo se lua microbuzul către celălalt aeroport, știi că sunt două în Milano. Păi și stai, tu aveai... A, și tu ai pierdut zborul care era în aeroportul respectiv și ca să iei următorul zbor spre București, da, trebuia să te duci în cer... Da. Ceva sună. Da, zici că eu i-am construit povestea. Da, exact. Ce funcționează teoria, da, așa, știi? Nu zic să dăm verdictul, dar... Stai un pic, vreau să știu, deci... Ce fai, iau, deci stai un pic, hai să o urmă așa. Ai pierdut zborul. Următor, care era în aeroportul unde aterizasei. Exact. Și te-ai zis, bă, ce fac acum? Trebuie să iau alt zbor.
Da. Și te-ai uitat unde e următorul zbor? Și la celălalt aeroport din Milano. Da. Ok, și n-ai luat un taxi până la celălalt aeroport și te-ai urcat în avion și ai ajuns acasă. Nu, că era foarte departe. Era foarte departe. Eu eram cu fetele, eram mici, aveam 16-17 ani. Eram cu Giuli și cu Raluca. Și na, nu mai aveam bani să ne luăm taxi. Așa. Erați în străinătate fără părinți? Nu mai știu cu ce am ajuns acolo. Am ajuns cu un microbus până acolo și de acolo n-am mai prins celălalt microbus către celălalt. Dar pun întrebare, revide, nu erați cu părinții, da? Nu, 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 eram singure. Ok, ce era? Excursie cu... Nu era? Ați plecat voi? Chiar nu, nu mai știu, nu, ce, nu, da, poți, am plecat noi așa. Îți poți? Trebuie doar acordul, am plecat și eu, da. Ok, și deci ai luat un microbus care să te ducă spre aeroportul celălalt. Și trebuia să mai iei încă un microbus și nu l-ai mai prins. Da. Și cum ai ajuns în camionul armatei? Ce căuta armata? Era vara aia cu foarte multe atacuri teroriste. Și erau echipaje din astea de armată peste tot. Și Milano oricum e un oraș destul de periculos. Ce vrei mai mult? Așa. Bun, și armata era pe străzi. Cum da, ar veni, și noi eram efectiv trei fete cu bagaje după noi. Nu, eram patru fete, de fapt, cu bagaje după noi. Și ne-au văzut și au zis că, păi, e periculos, stați aici cu noi până vă vine microbus. Și am urcat în camion. Dar nu era că ați dormit acolo? Nu era? Nu, no, a zis că... Cum era povestea? Scuze, ai dormit sau ai stat? Cum scria pe cartul ăla? Scria că am petrecut o noapte. What? Păi, dar nu se leagă lucrurile. Bun. Și cât ai stat ca număr de ore în camionul ăla? N-ai, ba, cine își mai aduce aminte? 5-6 ore. 5-6 ore? Da. Și după aia te-ai urcat în microbus? Da. Și te-ai dus la aeroport? Da. Și te-ai întors la București? Da. Păi și în decurs de 5-6 ore n-a mai trecut niciun microbus de la care să ajungă la al dracu așa întârziere. Un microbus la 6 ore? Bă, da, că apare prea multe întrebări. Bun, votam? Da? Da, și mie mi se pare. Hai să văd. Eu zic ce e fals. Ce ziceți? Fals. Aș zice adevărat, dar acum eu știu. Armata italiană? Milano cu armata, camionul armatei. Da, mă, fals, mă, fals. Da, parcă a dat după aia detaliile natural, așa mi se pare că s-a străduit să se împiedice în detalii. A fost o noapte, după doar așteptau după microbuz, nu știu. 5-6 ore, n-am mai trecut nici. Da. Eu nu vreau să vă influențez, dar eu zic că e adevărată povestea. O știi? Nu pot să spun dacă știu sau nu, dar eu zic că e adevărată. Păi și eu am zis că e adevărată și te-ai uitat cu bănuială, așa, la mine nici m-am speriat, știi fals. Acum, da, haide, nu vă, ce vă asociți aici? Adevărat? Eu zic că e adevărată, voi acum ziceți ce vreți. Adevărat. Răspunsul final este că e adevărat. M-am sucit, da? Răspuns final, răspuns final adevărat. Deci e adevărat? E adevărat, da. Ziceți e adevărat? Da. E adevărat, băga mea și picioarele. Nu am zis, mă, frate, eu știam povestea. Mamă, dar nu trebuia știam... să spui, băi. Păi nu am zis, nu am zis că mă, știam stai, povestea. Stai, 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 avem dovada înregistrată. Când m-a întrebat ce da, am zis da, da, că e adevărat în prima fază. Bun. Deci, adică e ok. Da. Dar oricum, tare povestea. Fraților, îi mulțumesc tare mult invitațiilor mei, Revi, Mira, Teoros, Smără. Îi mulțumesc capitanului Costi. Vreau să mulțumesc mie în calitate de capitan suplinitor pentru echipa din dreapta, Gami, așteptăm să te întorci. Și ca totdeauna, fraților, nu uitați să găsiți Academia de Vlogging doar pe Sherry.ro. Zdrobiți butonul de like la acest videoclip, zdrobiți clopoțelul ăla ca să primiți notificări de fiecare dată când postăm. Urmează multe alte episoade super tari din Minte-mă Frumos. Noi ne-am dus! Pa!